Continuăm jurnalul Agro TV. Promisiunile făcute fermierilor în campaniile electorale nu-i mai sensibilizează pe mulți dintre alegători. Va fi bine, vom face, vom drege și după ce se termină alegerile, oricare ar fi ele, nu se întâmplă nimic. La această concluzie a ajuns și Liviu Țepuș, fermier din Cobadin, județul Constanța, care a crezut în promisiunile politicienilor. Promisiuni legate de sistemul de irigații din zonă. Și în Dobrogea, promisiunile au fost doar vorbe în vânt. De 15 ani de zile n-am mai văzut picătură de apă pe canale, cu toate că canalele sunt funcționabile și s-ar putea face irigații cu puțină voință politică. Dar toată lumea ne promite, din punctul ăsta de vedere, mai avea promisiuni din 4 în 4 ani, dar după ce trece campania, toată lumea uită că, cum spune în timpul campaniei, că agricultura e un pilon de bază al economiei românești. Toată lumea după aceea uită și noi... Dacă din 4 în 4 ani se fac aceste promisiuni, de câte promisiuni ați avut parte de când vă ocupați de agricultura? De... Nu mai spun că din 4 în 4 ani, dar sunt multe alegeri. Ba de ăsta, aleși local, ba de aleși europarlamentar, ba de aleși care ne reprezintă în cadrul Parlamentului României. Cred că de frut... Dar mai credeți în aceste promisiuni? Presupun că dacă vine un parlament la dumneavoastră și spune, domne, aici pe canal va curge apă și agricultura va da înainte. Credeți în vorbele lui? Sincer să fiu, eu sunt un tip optimist și încerc să-l cred, dar... Până când? Până când? Până când... Până la următoare... Până când vedeți că nu e apă pe canal. Da, da. Eu am o fermă de familie și măcar copiii și nepoții mei să beneficieze de aceste promisiuni care tot le-am... Eu le-am crezut.